I think that we must respect the country where we live now, and with pleasure I want to learn Romanian language because I must respect all people and country, and I want to speak Romanian, to learn Romanian, to live with Romanian people. Unii speră să-și ocupe astfel timpul și să treacă mai ușor peste despărțirea de cei dragi. Alții fac asta din respect pentru românii care le-au întins o mână de ajutor. 50 de lei. Cursurile de limba română sunt organizate la Biblioteca Județeană Doiliu Zanfirescu. Lecțiile sunt dificile pentru că se folosește engleza ca limbă intermediară. Sasha are 14 ani și nu lipsește de la nicio întâlnire. Și-a făcut deja prieteni în Focșani și a început să înțeleagă destul de bine limba română. A little intelligent Romanian language. Just have Romanian friends and they learned me on Romanian language. Printre refugiații care vin la cursuri se numără și Veronica. După fiecare lecție repetă împreună cu mama ei noțiunile învățate. Amândouă știu deja cuvinte românești. Pardon. Bună ziua. 1, 2, 3. It's very beautiful language and I have an ability for language, so it easy for me. But I don't know how it's cheap. Я не знаю, что сказать, потому что мы только начали. И, в принципе, все понятно, очень интересно, язык красивый. Обязательно хочется его выучить. Svetlana este din Nicolaev. Până să înceapă războiul, a fost muzeograf în Odessa. Ea s-a înscris la cursurile de limba română din respect pentru ajutorul pe care îl primesc ucrainenii la noi în țară. I think that we must respect the country where we live now, and with pleasure I want to learn Romanian language because I must respect all people and country, and I want to speak Romanian, to learn Romanian, to live with Romanian people. Svetlana are o memorie bună și spune că de la o zi la alta își îmbogățește nu doar vocabularul, ci și pronunția. Mulțumesc mult! Arrivedere! Luni, marți, miercuri. Cursurile de limba română sunt o provocare și pentru refugiați, dar și pentru organizatori. Sunt foarte multe necunoscute. Noi, așa cum știți, suntem bibliotecari și nu profesori. Cu toate astea, cred că ne-am descurcat onorabil. Lecțiile sunt structurate în funcție de gradul de dificultate conform cadrului european de referință. I think that we must respect the country where we live now, and with pleasure I want to learn Romanian language because I must respect all people and country, and I want to speak Romanian, to learn Romanian, to live with Romanian people. Unii speră să-și ocupe astfel timpul și să treacă mai ușor peste despărțirea de cei dragi. Alții fac asta din respect pentru românii care le-au întins o mână de ajutor. 50 de lei. Cursurile de limba română sunt organizate la Biblioteca Județeană Doiliu Zanfirescu. Lecțiile sunt dificile pentru că se folosește engleza ca limbă intermediară. Sasha are 14 ani și nu lipsește de la nicio întâlnire. Și-a făcut deja prieteni în Focșani și a început să înțeleagă destul de bine limba română. A little intelligent Romanian language. Just have Romanian friends and they learned me on Romanian language. Printre refugiații care vin la cursuri se numără și Veronica. După fiecare lecție repetă împreună cu mama ei noțiunile învățate. Amândouă știu deja cuvinte românești. Pardon. Bună ziua. 1, 2, 3. It's very beautiful language and I have an ability for language, so it easy for me. But I don't know how it's cheap. Я не знаю, что сказать, потому что мы только начали. И, в принципе, все понятно, очень интересно, язык красивый. Обязательно хочется его выучить.
Svetlana este din Nicolaev. Până să înceapă războiul, a fost muzeograf în Odessa. Ea s-a înscris la cursurile de limba română din respect pentru ajutorul pe care îl primesc ucrainenii la noi în țară. I think that we must respect the country where we live now, and with pleasure I want to learn Romanian language because I must respect all people and country, and I want to speak Romanian, to learn Romanian, to live with Romanian people. Svetlana are o memorie bună și spune că de la o zi la alta își îmbogățește nu doar vocabularul, ci și pronunția. Mulțumesc mult! Arrivedere! Luni, marți, miercuri. Cursurile de limba română sunt o provocare și pentru refugiați, dar și pentru organizatori. Sunt foarte multe necunoscute. Noi, așa cum știți, suntem bibliotecari și nu profesori. Cu toate astea, cred că ne-am descurcat onorabil. Lecțiile sunt structurate în funcție de gradul de dificultate conform cadrului european de referință.